Auziți, dar de ce încălcați-o? Acum, pentru că vreau să încălcați drepturile la sănătatea omului. Ce încălcăm? Drepturile la sănătatea omului. Dar dumneavoastră încălcați-o hotărâși, decătorească. Nu eu, poliția Buftea. Vă rog că mă stresează antena 1 aici, domnule. Mă filmează cu șapta, fără acordul meu. Uitați că e pe domeniul public, încalcă niște reguli. Vă rog foarte mult, trimiteți un echipaj aici ca să luați măsuri. Dar nu vreau să fiu nici vulgar, nici agresiv, nici să vorbesc curând. Dar dă și insistă și pune paie pe foc mie. Bine, da? Dar nu i-a zis adresa. Știe, mă pune. A, vă cunoaște? Păi de ce a mai venit poliția la dumneavoastră? Doamna, am o deosebită stimă și respect pentru dumneavoastră. Acum... Hai să vă spun ceva, da? Ia spune. Dar vă rog, luați camerele din fața mea. Bunica ne-a zis că copilul v-a văzut dezbrăcat când făceați dragoste cu o soție. Dar nu, mi-a zis că... Stai, eu vă spun ce mi-a zis ea. Știu, dar și în fața instanței mi-a zis că am violat. Nu, de violat nu ne-a. A, păi ce mi-a făcut acolo capul mare? Deci câtă, cum să spun eu, milință am luat în fața instanței și câte am vrut să iert pe toți ca să aibă nevoie copilul nostru și de mamă și de tată și de tot. E singurul copil al nostru? E unica... Unicul copil, am unicul înțeles. Copil, adică eu am mai fost căsătorit, am trei copii mari. Ce a fost aici? Numai poliții, numai judecăți. Ba da. Să-mi ia copilul, am avut de la 2 ani să-mi ia, nu acum. Acum e mare. De la 2 ani insistă. Dar a stat de la naștere până la 5 ani cu bunica, că ea așa zice. Păi și dacă a stat o bunică, trebuie să aibă asemenea pretenții să-ți ia copilul cu jaba. Să-mi vețe pe soție să bea, să-mi spargă casa, să punem mâna pe copil, șantaj curat. Dacă mă pun la mintea ei, aș fi mai nebun ca ea. Hai să vă spun pe aia, sincer. Și eu vreau să o apă, într-un fel, pentru că e bunică s-a până la urmă. Nu mă înțelegi, normal, ce o faci și copacul. Are hotărâși de pătrească și copilul nu vrea să vină. Nu mi poate lua nimeni copil cu jap. Da? Eu mă opun dacă mi le-a cu jap. Dacă ea vrea, liber. Ei, spune aici, uitați. Păi aici, de față până asta. Interesul e banii. Mi-a trimis poliția, dar a doi ani a avut să-mi ia. Dar de ce interes? Ce bani? Dar nu. Păi ce, o alocație? Păi aia, gata, mi-a luat alocația. Uitați, am făcut transferul și la școală de aici, am văzut cu primarul, o las aici. Unde vrea copilul, nu unde vrea ea. Și fata, dacă vrea să duc acolo, eu nu mă opun. Ați văzut-o pe Mara Bănică, acum se află în Buftea, chiar în fața acelor, acele locuințe. Da. Și îi spun bună seara, Mara. Bună seara, bună seara Mirela, bună seara doamnelor, domnilor. Nu sunt în fața locuinței, sunt în locuință, undeva la înălțime. Bun. Este pentru prima oară în viața mea când văd o asemenea casă. Este o baracă urcată pe o dacie veche, dacie care nu mai funcționează. O să vedeți, o să și coborâm de aici. Nu putem intra amândoi în cămăruța asta pentru că spațiul e foarte mic, dar o să fac cumva să încerce să vă arate Cristi. Aici doarme fetița, deci în patul din stânga, iar în patul din dreapta noastră doarme mama. Tatăl are o altă baracă undeva jos. Vreau să vă spun următorul lucru. Eu nu știam cum arată tatăl în momentul în care am sosit aici, dar am văzut un bărbat jucând badminton cu un copil. Întâmplarea a făcut să fie chiar domnul Stoica. Prima noastră întâlnire n-a fost așa senzațională, după cum ați văzut, numai că eu sunt de câteva ore bune aici și, mă rog, am reușit să ne înțelegem până la urmă. Dânsul ne-a pus la dispoziție Grădina Raiului, dânsul așa numește această zonă. Cristi, vezi cum te întorci, să arătăm și toaleta, dar nu prea avem cum să facem. Ne iertați, nu sunt profesioniste cadrele astea, dar astea sunt condițiile. Asta este toaleta de la înălțime, da? Unde cea mică își face noaptea nevoile. Și acum o să coborâm, nu putem, cred, sta amândoi odată pe chestia asta de aici, pentru că riscăm să picăm. Și atunci o să coborâm pe rând. Mai întâi cobor eu. Aici există canalizare, există există curent, există o groază de... Te ajut eu la cablu. Repet, situația nu e tocmai roz pentru noi, dar vreau telespectatorii noștri să vadă exact condițiile în care locuiește această familie. Familie care mai are o locuință undeva într-un ghetou. Primăria le-a oferit o altă locuință, o singură cameră de câțiva metri pătrați, cu WC-ul comun și cu foarte multe familii care locuiesc pe acel palier. Știu telespectatorii ce înseamnă un ghetou.
Dânsii spun că aici condițiile sunt mult mai bune și eu personal înclin să le dau dreptate. Între a locui într-un ghetou și a locui, mă rog, într-o curte, fie ea și improvizată, cu trei barăci, unde mai ai și vreo 300 de metri pătrați de iarbă verde și așa mai departe, e, cred eu, în regulă. Dar am să vă arăt și... Mara, dar și... ei unde mănâncă sau unde gătesc? Că n-am îți arăt imediat. Îți arăt imediat. În spatele lui Cristi, nu știu dacă are cum se întoarcă acum, este un frigider și un cuptor cu microunde pe acel hol pe care stăteam eu. Numai că, v-am zis, nu putem sta două persoane în același timp, riscăm să, mă rog, nu ne țină, dar nici nu avem practic spațiu. Mama gătește acolo, dacă puteți vedea imaginile. Deci acela este frigiderul, deasupra este un aer condiționat. Vreau să vă arăt baia. Aici este baia. Culmea este canalizare, așa cum v-am spus. Deci, mă rog, uite, eu fac o probă acum, mi s-a părut că e cu tremur, dar nu e. Deci există apă, aici este baia, da? A doua baie, prima baie ați văzut-o sus. Era vorba de o găleată de vopsea, da? În care cea mică își face noaptea nevoile. Iar aici este încă o cameră. Nu știu pe unde avem lumină, dar știu că există undeva, mă rog. Este și aer condiționat, aici locuiește tatăl. Deci, practic, cum, părinții nu dorm împreună. Practic, acolo sunt niște condiții, așa, un fel de duplex, din ce văd eu. E cu etaj, cu aer condiționat, microunde. Da, adică da. Foarte mulți oameni nu există, au astfel de... Există și... Mirela mai ia o casă la bloc, dar, repet, o garsonieră, confort 3, într-un ghetto și au preferat acest spațiu. În spate este mașina domnului, care șofează. Aici este curtea lor. Acum nu știu, să judece telespectatorii dacă aici există sau nu există. Vreau să